Evoluție. Înseamnă curaj și organizare. Fără curaj și fără organizare, nu poți să-ți construiești o carieră. Iar dacă tu, tânăr, entuziasmat, cu dorința de a face, de a schimba lumea, îți faci un credit pe 30 de ani unde plătești 1000 de euro rată, nu mai ai curaj să faci nimic. Te-ai blocat în momentul ăla. Pentru că orice vei risca să faci, îți va pune în pericol ratele, îți va pune în pericol momentul, voi putea da faliment. Dar evoluția ta ca om poate fi salvată dacă nu ai aspirații foarte mari de la viață, da? Și le faci progresiv. Ia-ți ceva ce îți permiți, ia-ți o chirie, ia-ți o chirie în afara orașului, fă naveta, chiar dacă e greu, te chinui, asta e. Viața este despre a face lucrurile într-un fel în care ție îți va fi bine. Nu te lua după toți ceilalți din jurul tău care se îndatorează mai mult decât își permit, doar pentru confort. Ieși din zona de confort, luptă pentru visul tău, chinuie-te. Ieși din zona de confort. Ăsta e curajul. Asta este evoluția. Dacă ieși din zona de confort și te bucuri că ți-ai luat o casă într-un ansamblu rezidențial unde ai piscină, unde ai tot ce-ți dorești, nu vei mai avea curajul să te muți de acolo, să pleci, să riști, să închirezi un apartament, să te muți în alt oraș. Poți să faci o grămadă de lucruri, dar nu-ți risca tinerețea, nu îți pune în pericol visul doar pentru că vrei să fii ca toți ceilalți. Fii diferit!